Procuratura Generală s-a autosesizat în cazul omului de afaceri Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut public într-un comunicat de presă al instituției, în care se specifică faptul că hotărârea a fost luată după ce în presă s-a vorbit despre presupuse ilegalități ale controversatului om de afaceri. În ultima perioadă, prin intermediul mass media, tot mai frecvent se vehiculează despre unele ilegalități admise cu implicarea omului de afaceri Vlad Plahotniuc. Astfel, la conferințele de presă, ale cărui inițiator a fost Sergiu Mocanu, au fost invitate mai multe persoane care au relatat despre cazurile de raider comise de cetățeanul Vlad Plahotniuc, se arată în comunicatul de presă. În aceste condiții, Procuratura Generală s-a autosesizat și a demarat investigații pentru adoptarea unei hotărâri în conformitate cu prevederile legislației. Omul de afaceri Vlad Plahotniuc a fost acuzat de preluarea ilegală a unor acțiuni de la Victoria Bank, Carmez, Gemeni, Hotelul Chișinău, dar și a TVR1 și alte afaceri. Plahotniuc a respins acuzațiile și a atacat în judecată pe cei care au lansat învinuirile, inclusiv două instituții media.